Hello, ce faceți, dragilor? Well, sper că v-au plăcut videoclipulețele de până acum și mai ales candelabru cu uscăciuni. Well, dacă am făcut un candelabru cu uscăciuni, am zis că ar fi drăguț să facem și o lampă cu verdețuri. Știți că mie îmi place foarte mult să meșteresc și să fac tot felul de lucruri dintre astea interesante. De data asta am făcut o lampă foarte drăguță care poate fi folosită ca orice fel de decor, mai ales că piciorul ei poate să varieze ca înălțime și puteți să o puneți și undeva la intrare, într-o locație, ceva drăguț. Puteți să o puneți, bineînțeles, și pe masă, doar că atunci va trebui să aveți grijă să astupați cumva partea de interior. Treaba e destul de simplă. Am luat niște lili gras de pe Hemskirk Flowers. Ia uite ce verdeață superbă, doamne, deci ador, toate ierburile astea le ador. Ca să le prindem, nu ne stresăm prea mult, o să folosim niște elastice, o să le prindem în legăturiș. Deja am prins o mare parte, am mai lăsat aici o bucată goală să vă arăt cum se prinde lili grasul în lampa aceasta. Ca să fie cel mai simplu, bineînțeles că știți că mie îmi place pe simplu, dar să arate pe bogăție. Așa, o să punem lampa aceasta jos, ia să-i prindem. Am dat deja aici niște găuri în lampadar. O să punem niște sârmulițe de care o să ne asigurăm că prindem aceste legături de verdeață. La genul ăsta de legături mie îmi place să folosesc sârma asta care e învelită în hârtie pentru că are o aderență un pic mai bună și sunt mai puține riscuri ca frunzele mele să cadă de aici. Bine, oricum, folosind legătura aceasta cu elastic, cu siguranță ele vor sta. Nu voi avea probleme de genul ăsta. Așa, pun niște sârme în găurile pe care le-am pregătit în lampadar. Culcăm puțin lampadarul. Și acum nu facem decât să luăm această legăturică și să o legăm bine, bine, bine strâns cu această sârmă învelită în hârtie. Bun, mai facem o legăturică. Mai prindem puțin elastic. Cred că stă bine. Și acum, pentru că nu puteam să las lucrurile chiar așa de simple, o să vă arăt interiorul. Opa! Vedeți că am prins și aici un rând de eprubete. Ia să termin și rândul de eprubete. Opa! Tot cu sârma asta învelită în hârtie. O să iau niște eprubete și la fel o să le prind aici, pe marginea lămpii. Ador eprubetele astea care au buze aici pentru că nu mai cad și nu trebuie să le strângi chiar atât de tare. Și eprubetele astea le-am luat tot de la Hemskirk, tot din secțiunea de deco. Au tot felul de lucruri, nu vă puteți imagina, inclusiv eprubete. Așa. Și acum am terminat cu prinsul eprubetelor. Ia, să ridicăm lampa noastră, a.k.a. fustița de hula. Așa. O să începem prima dată, nici mai mult, nici mai puțin, cu aceste floricele minunate. Ador Craspedia. Așa. Nu ne chinuim prea tare cu ele. O să le tăiem pe toate scurt. O să le lipim pe lampă. Exact. Nici mai mult, nici mai puțin. Așa. Luăm un pic de lipiciu Asis, fără prea mare stres. Punem prima dată lipiciu. În general încerc să pun un pic lipiciu și să-l las să se usuce și abia apoi să lipesc florile, pentru că se lipește mai repede în felul acesta. Și acum putem să luăm din primele și o să le punem pur și simplu pe această rochiță de hula din lili gras. Așa. Și mai sus și... Opa, stăți că m-am... M-am lipit. Recunosc că răbdarea nu-i capitolul meu foarte. Orice, dar nu, să nu mă pui să aștept sau să stau. Nu, nu pot. N-am răbdare. Bun, și după ce am prins și ultima biluță de Craspedia, acum trecem la partea asta mai interesantă. Așa, stau astea toate. Vedeți că deja fustița noastră arată foarte, foarte bine. V-am arătat cum am pus eprubetele aici. Și acum nu o să facem nimic altceva decât să mergem și să băgăm niște verdețuri prin eprubetele de aici de sus și niște floricele. Cred că ar fi mai bine să-mi dau asta jos pe un scaunel să o decorez mai bine. Așa.
Și ar fi bine să pun și apă în eprubete. Gata. Operațiunea umplerea eprubetelor a fost finalizată. Acum o să punem câteva firicele de iederă. Așa, dacă mai auziți niște bocăituri, niște pleznituri, asta este, colegii mei de peci din spatele camerelor. Ce să facem? Viața în atelier nu se termină niciodată. Să mai punem un firicel în partea aceasta. Și iată cum, dintr-o minunată lampă de la, nu dăm nume, Ikea, pe care am vopsit-o cu auriu, am ajuns la un aranjament superbisim de intrare. Foarte frumos. Ia să vedem acum. Punem niște nerine magnifice. Mai miculuțe puțin. Așa. Punem niște Asclepia stuberosa. Așa. Îl întorc imediat să vedeți. Stați numai puțin. Da, colegii mei aici în spate îmi zic: ai uitat de trandafiri? Ai uitat de trandafiri? Îi pun și pe ea imediat. Hai să punem și niște trandafiri. Și ia să mai punem și... mai ciuntesc o plantă. La noi în atelier plantele săracele le tot înlocuim. Hai, ce să facem? Măcar așa le punem în valoare. Așa, ia uite ce frumoasă e asta. Superbitatea asta se numește mulembachia. Câtă grație! Așa, bun, punem și niște mulembachia în aranjamentelul nostru. Și iată cum, fără prea multe floricele, știți, v-am zis că eu tot timpul mă descurc pe sărăchie, dar facem să pară pe bogăție, pe lux, pe opulență. Iată cum am făcut un aranjament absolut superbisim. Taram! Uite și hei pe aici ne aprobă. Așa. Trebuie să mai înclinăm puțin lampa asta să stea drept. Nu mai rămâne decât să ne bucurăm de superbitatea asta de aranjament și să-l folosim, bineînțeles, la un eveniment, la o intrare, la un decor, astfel încât oamenii să-l admire. Well, sper că v-a plăcut aranjamentul de astăzi. Ne vedem săptămâna viitoare și vă doresc mult spor la treabă, la împletit, la legat frunzișoare. Vă pup! Pa, pa!